Atlantia vivere, Atlantia vince, Atlantia victor, Atlantia vivere, Agata vivere, Shambhala vivere, Lemuria vivere, Urantia vivere, Akasha vivere, Lir, Mur, Sukha vivere, Dracona vivere, the insects and the horses and the cat civilization vivere, the immortals, the undead vampires and the werewolves and the vampires vivere. Sfânt meu popor Atlant! Am ajuns la subiectul catedralei mântuirii neamului sau mântuirii neamului, care costă 400 de milioane de euro. Bani cu care s-ar putea construi foarte multe spitale, școli, drumuri, autostrăzi, biserici chiar. Eu am donat 140.000 de dolari pentru, sau 40.000 de dolari pentru prima biserică și 150.000 pentru a doua dânzorilor. Prima e pe strada Donat, la capătul străzii Donat, pe către Casa Radio, forțat fiind de cei din familia mea care nu doreau să doneze din banii lor. Și iată că, ajungând astăzi eu, cum fără dinți în gură, cum își dorea nobilii din Cluj, care sunt primii care nu respectă legile acestei țări și cer după aceea norodului să-i urmeze în respectarea legilor, ei astfel distrug ființa acestui popor, mă rog, nu chiar ființa acestui popor, asta este vorba mare, distrug propria lor posibilitate de a fi nobil și conducător acestui popor, prin modul în care se comportă. Vreau să vă dau niște pilde din Biblie, referitoare la cuvintele lui Iisus Hristos, care a fost întrebat de către ucenicii lui în primul rând când a făcut împărțirea pâinilor și a peștilor, sau în înmulțirea pâinilor și a peștilor. A fost întrebat de către un evreu unde a trebuit noi să ne rugăm, pe muntele Sinai, unde tatăl nostru Moise a scris tabele legilor și a dat cele 10 porunci, sau în templul de la Ierusalim, care a fost acum ridicat ca și catedrala mântuirii neamului cu mari sacrificii. Și Iisus Hristos s-a uitat la el și a spus: adevărat vă spun că a venit vremea, sau va veni vremea, când nu vă veți mai ruga nici în templul același și nici pe muntele celălalt, ci vă veți ruga fiecare în inima lui, în adevăr și în spirit către Dumnezeu. Și după aceea s-a dus, de fapt înainte de asta, a început să vorbească despre iluminați și a spus: uite, vă spun adevărat că ceea ce șopotesc ei în colțuri ascunse va fi strigat la colț de stradă și veți ști atunci că a venit timpul să vă pregătiți pentru venirea mea. Căci nimeni să nu vă înșele, căci vor fi multe războaie și calamități și molime, dar încă nu a venit timpul, și mai departe, da? Bun. Și după aceea s-a dus în templul de la Ierusalim, în Ierusalim. Și acolo era marele preot Ana, cum se spune, de la Ana și Caiafa. Și Ana era foarte fericit de noua lui construcție, pentru că și el credea în mântuirea sau mânuirea unui întreg neam, care este o erezie, pentru că mântuirea se petrece în mod individual și nu în mod colectiv. Și a spus Iisus Hristos: uite-te la construcția asta care s-a făcut cu atâtea averi și atâta muncă a părinților noștri, nu? Și Iisus Hristos i-a spus: templul acesta este numai piatră seacă. Adevăratul templu este locul unde Dumnezeu trăiește. Dărâmați acest templu și în 3 zile eu îl voi ridica la loc. Și Ana a insistat și a spus: atâtea averi și atâta muncă și atâta donații ale părinților noștri a fost necesare timp de sute de ani pentru a ridica acest măreț templu al poporului lui Israel. Și tu îl vei
face din nou, vei clădi din nou în doar 3 zile. Și s-a uitat Iisus Hristos la el și a spus, chiar tu ai spus acest lucru, dar nu ai înțeles ce ai spus. Într-adevăr, explicația din Biblie era că se referea la învierea lui, tra-la-la, să se perpetueze mitul ăsta cu învierea. Sau, mă rog, se probabil că se referea și la asta, dar a fost un fapt istoric. În anul 77 sau 78 a fost o mare răscoală în Israel contra romanilor și au venit romanii și au ras templul și după aceea comunitatea creștină de acolo în doar 3 zile a creat o mică biserică din lemn. Făcând astfel să fie adevărate vorbele lui Iisus Hristos. Sigur, acum îmi veți spune, mai mari biserici îmi vor spune, păi noi nu avem puterea lui Iisus Hristos. Atunci străduiți-vă să o aveți. Stați în testul agartei, stați în munți, fără lanțuri de aur, așa cum și când a fost arsă pe rug Artemis sau Iana Darca, i s-a spus, păi tu ești prea de bogată pentru o fată de la țară. De regele Franței foarte multe bogății și-a dat și Iana Darca s-a uitat la ea și a spus, oare tu nu ești prea bogat pentru un slujitor al lui Dumnezeu și al lui Iisus Hristos și a Fecioarei Maria, că și el avea foarte multe lanțuri de aur. Alba și patriarhul nostru are foarte mulți sclavi în Moldova, are pământuri întinse, are tipografii, are moșii, are tot felul de afaceri. Acestea nu sunt preocupările unui om spiritual. Preocupările unui om spiritual se îndepărtează de materie. Eu cum altfel aș fi reușit decât stând în mizeria asta, căci voi nu înțelegeți scopul pentru care oamenii stau în mizerie. Nu înțelegeți de ce oamenilor este frică de dragoni și dragonilor de oameni. Întotdeauna ți este frică de ceea ce nu înțelegi. În momentul în care ai înțeles un lucru, încetezi să îți mai fie frică de el. Bun. Deci nu este nevoie de această catedrală frumoasă. Am văzut semnul ăla cu NATO, crucile albastre, da, cu alb, hai să-i mulțumim și pe american că și i-au dat niște bani frumoși pe acolo. Nu este nevoie. Ceea ce este nevoie este de a se ridica fiecare spirit la Iisus Hristos și o să mă întrebați, vale, dar cum? Tu în jurul și ameninți dimineața și seara scrii și faci filme spirituale, oare cum se împacă aceste două tendințe? Căci încă eu nu am ajuns la Duhul Sfânt. Am ajuns doar la Dumnezeu creat. Așa se explică. Da, știu că patriarhul Daniel este din Ardeal. Cunosc acest lucru și știu faptul că doar din regiunea Moldovei, unde vine ea și dau banii ca proștii, se face. Întotdeauna se ridică patriară de acolo. Cunosc și despre secte și ce o să spuneți despre sectari și că sunt sectari și alte prostii de genul ăsta. Cunosc toate aceste lucruri. Cunosc și faptul că dați bani și la oamenii care stau prin munți și sunt mai sfinți ca și voi. Dar pe mine astăzi Duhul Sfânt m-a făcut să vă spun ceea ce i-a spus Iisus Hristos, un om bătrân care vroia, care trăgea și a spus, să mă, și a spus adevărat, îți spun că dacă nu te naști din nou, nu poți să intri în împărăția lui Dumnezeu. Și asta întrebarea, cum pot eu, un om bătrân, să mă nasc din nou? Pot eu oare să intru iarăși în mama mea și să fiu născut din nou? Și asta i-a spus adevărat, îți spun că dacă nu te naști din apă și din Duh, nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu. Și asta a insistat, dar cum se poate să fie această naștere din apă și din Duh? Și el i-a răspuns, Iisus Hristos, și i-a spus, vezi vântul, nu știi de unde vine și încotro se duce, așa este cu oricine născut din spirit, că și spiritul prin reîncarnare trece în mai multe trupuri și n-ai de unde să știi experiențele trecute și viitoare ale acelui spirit. Dar voi ați mascat, cum zicea Laurențiu Marin, această cunoaștere și ați făcut ca oamenii să se teamă de moarte, pentru ca prin teama de moarte să dea vouă mai multe bogății și mai multă putere. De aceea, răsplata voastră va fi mare
în sens negativ. Voi stați în poarta raiului și nu lăsați pe alții să intre, cum zicea Iisus Hristos.